Bună ziua! Astăzi ne aflăm la Centrul Reduta. Avem alături de noi pe domnul Adrian Vărușescu, director al Centrului Reduta. Vreau astăzi să vă întreb ce s-a întâmplat astăzi, sau ne puneți două cuvinte despre această expoziție, despre ce cuprinde ea, cum poate fi văzută. Eu am venit repede cu întrebările peste dumneavoastră și nu vă mai las să vorbiți, dar acum o să vă rog dumneavoastră să vorbiți, dacă nu dispărați. Mulțumesc! Da, astăzi sunt bucuros să anunț că este mai mult decât o expoziție. Este o prima colaborare cu Asociația Creatorilor de Artă Tradițională și Contemporană din Brașov. Ne-am cunoscut, mă rog, mulți dintre ei ne cunoaștem de 15 ani de zile de când arhivez eu în domeniul culturii tradiționale. Dar acum, după ce am preluat mandatul de manager al Centrului Cultural Reduta, ne-am hotărât să colaborăm, să reluăm colaborarea, care a fost oprită vreme de 10 ani după ce a fost desființat Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Am venit cu ideea de a organiza o expoziție a câtorva dintre membrii asociației. Sunt 19 membri în asociație. Aici au putut fi prezenți doar 13 cu lucrările lor. După cum vă uitați, foaierul Centrului Cultural Reduta a prins viață. Arată altfel. Întrebarea mea este, ce au venit în această expoziție? Fiecare dintre ei cu roadele meșteșugului pe care îl practică, cu crestături în lemn, cu costume populare, cu icoane pe sticlă, cu împletituri din țesături de fibre textile. Și altele și altele, în condeier de ouă, și altele și altele pe care le vedeți. Într-o vitrină icoană pe sticlă. Da. Mi-au plăcut foarte mult, văd că sunt frumos realizate, dar mi-au plăcut foarte mult și costumele care că sunt aici. Există persoana care le-a adus în expoziție, sunt ale ei, adică toată colecția da, este sunt ale doamnei Ionela Bram, care le și produce. Deci, sunt și costume vechi pe care le are în colecție, dar dânsa și confecționează costume noi, păstrând, bineînțeles, toate elementele distinctive ale portului tradițional. Am mai văzut, de exemplu, într-o expoziție, sculpturi în lemn, dar și în lut, am văzut bine? Da. Ok. Și la acelea lut, parcă prezint așa, vise din poveste, nu? Cam te gândesc, am primit ca poveste cu fata moșului și a moșneagului. Da, sunt diferite forme de expresie. Fiecare creator popular își alege personal ce anume vrea să facă cu materialul din care creează și ori produc obiecte care au utilitate practică, ori sunt obiecte care transmit un mesaj, cum sunt aceste figurine care transmit pagini dintr-o poveste. Există o mare diversitate de exprimare în fiecare dintre meșteșugurile practicate de acești oameni minunați. Și, cum am spus, mă bucur tare mult că le vedem aici, în foaierul Centrului Cultural Reduta. Expoziția va fi prezentă fizic în foaierul Centrului Cultural Reduta până în data de 10 mai, după care vom continua cu altceva. Deci vreau ca, începând din acest moment, aici tot timpul să fie ceva vizibil pentru cei care vor veni, sperăm cât de curând, să vadă și spectacolele de la Centrul Cultural Reduta. Datorită faptului că ne aflăm în contextul epidemiologic pe care îl cunoaște toată lumea, ea nu va putea fi vizitată fizic de amatorii de artă tradițională, dar noi o să o avem accesibilă în mediul online, pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Reduta. Cine intră acolo poate vizualiza, poate face un tur virtual al expoziției, pentru că pandemia ne-a ajutat să migrăm și spre această modalitate de informare și de transmitere a produsului cultural. Mulțumesc frumos! Dragi spectatori, vă invităm să vedeți online expozițiile care este aici la Reduta, expuse. Pe mine m-au dus într-o lume de poveste. Vă așteptăm cu drag să vizionați online și să sperăm că la anul se vor deschide porțile pentru spectacole și pentru alte acțiuni și expoziții pe viu grai.